Revin la deciziile date în ultimele săptămâni. Am văzut de carantinare a multor localități, multe județe, cel mai recent Constanța. Mai pot fi restrânse drepturi și libertăți? Știm că a existat o decizie a CCR-ului privind aceste restrângere a drepturilor și libertăților cetățenilor. Știți cum am ajuns să Am ne... auzit multe cazuri în care medicii vin peste oameni în casă, sunt peste cei care au coronavirus, îi obligă să... Am auzit diverse povești de genul acesta. Se pune întrebarea că până unde pot fi restrânse aceste drepturi și libertăți ale noastre. Cred că cei care conduc astăzi România, Klaus Iohannis și Ludovic Orban, n-au curaj să se uite în ochii celor care au luptat la Revoluție pentru drepturi și libertăți. Am ajuns ca în țara lui Klaus Iohannis și Ludovic Orban să-ți fie frică să vorbești, să-ți fie frică să te exprimi liber, să-ți pui părerea despre ceva, de teamă să nu vină cineva la un moment dat peste tine. Statul nu mai este partenerul tău. Statul vine din nou să te strivească cum făcea până în 1989, trimițând oameni nepricepuți ca să pună presiune pe cei care au curajul să se exprime liber în acest moment. Când noi am spus în primăvară, la primul decret privind starea de urgență, că nu poate președintele României să ia măsuri în mod concret, în decret în sine, ci este treaba guvernului și a Parlamentului să stabilească în mod concret ce măsuri trebuie luate. Când noi am spus foarte clar, domnule, nu amendați oamenii cu sutele de mii. Nu asta este soluția de oprire a pandemiei, ci ajutați-i pe oameni. Spuneți-le ce conduită să urmeze. Spuneți-le cum să se protejeze. Ajutați-i pe oameni efectiv. Curtea Constituțională a spus că acea lege prin care au fost amendați sute de mii de români este neconstituțională. Asta nu înseamnă că cei care încalcă legea nu trebuie sancționați. Problema este că legea a fost scrisă atât de prost, încât pur și simplu polițistul care vedea pe cineva pe stradă nu știa, uitându-se lege, nu știa cum să sancționeze, cum să aplice Și legea. cât să sancționeze, că am văzut niște Exact. sume de-a dreptul Da, pentru fabuloase, că nu perioada aceea. într-o lege când vrei să aplici o sancțiune, orice normă trebuie să aibă o sancțiune pentru a da, să spunem, efectivitate legii. De că e vorba de mustrare, că e vorba de amendă și așa mai departe, gradual. Dar fiecare faptă trebuie să fie foarte clar trecută în lege. Domnule, dacă ai trecut pe culoarea roșie, este amenda asta. Dacă ai trecut pe culoarea galbenă, este amenda asta. Trebuie să știe toată lumea, și tu, cetățean, ce regulă trebuie să respecti și cel care controlează aplicarea regulii când se aplice această amendă. Asta a spus curtea. A făcut o lege proastă care a amendat sute de mii de români degeaba. Dar ce Când facem a cu... venit în Parlament legea privind pandemia, s-a întrebat pe membrii guvernului. Dom'le, de ce trebuie să internăm cu forța oamenii în spitale? Dați-ne și nouă un exemplu de stat în Uniunea Europeană unde oamenii sunt internați cu forța. Nu au fost în stare să ne spună nici măcar o frântură, de exemplu, nu un stat membru. Și atunci am stat 6 zile în Parlament și 6 nopți ca să facem o lege aplicabilă, spunându-le foarte clar, oameni buni, o lege proastă nu protejează pe nimeni. O lege proastă pune în pericol pe toată lumea. Nu le mai dați sentimentul oamenilor că îi protejați. Ajutați-i cu adevărat. Nu scoateți poliția în stradă, undercover, deci o nebunie. Domnule, scoatem polițiști ca să sperie lumea dacă nu are măști, să-i amendăm. Domnule, puneți în loc la polițiști, în locul tocului de pistol, puneți-i măști. Și când vedeți pe unul care nu are mască, dă-i o mască și spune-i, omul lui Dumnezeu, vezi că e pericol dacă n-ai mască. Poate ți-ai uitat-o acasă, nu te întreb acum. Ia masca asta și ai grijă să-ți pui masca. Eu merg la Giurgiu. Am văzut în foarte multe localități oameni care nu-și pot cumpăra măștiri. Oameni care au măștiri, știți cum are culoarea albastră de regulă masca. Nu se mai vede culoarea albastră, este albă. O poartă de 10 de ori. Nu le fără niciun fel de protecție. Și am întrebat, nu-și pot cumpăra acele măști. Trăiesc din pensia, sunt 10 de mii de oameni care trăiesc din pensia minimă pe economie. Nu-și pot cumpăra pur și simplu aceste măști. Și ce a făcut guvernul Orban? A cumpărat măști de 10 ori prețul liber de pe piață. Despre cinism este vorba, pur și simplu. Nu interesează. Cum spuneam, sper ca pe 6 decembrie oamenii să vină efectiv la vot și să dea șutul meritat acestui guvern.